deschise aici. Deci vezi că sunt 7000 și ceva de zile deschise, forumele deschise pe VC. În fiecare sesiune vom adăuga noi challenge-uri și le veți putea voi apoi vizualiza aici. Asta este tot. Deci aici să aveți, o să fie challenge-urile. Dacă nu v-ați creat încă, să vă creați un cont, undeva, cred că duminică, am șters toate conturile și dacă ați avut cont creat, trebuie să vi-l recreați. Și apoi aici veți sumite challenge-urile, poate veți ca oricum în echipe, dar apoi o să vă o să sumiteți probabil cu toții acele flag-uri. Înainte să trecem la partea mai tehnică pentru prezentarea de azi, o să facem două lucruri. Unu, o să facem echipele și a doua, o să mai stăm puțin. Dacă aveți voi pe aceste informații logistice, orice fel de întrebări. Puteți fie cu sunet, fie... Stai să opresc Skype-ul. Fie cu sunet, fie cu... fie pe chat. Bun, pare să totul în regulă. Trebuie să vă dau un cuvânt, să vă dau paste în canal și la platformă. Dacă nu aveți cont pe ea, o să vă rog să vă creați cont. Da? Pentru echipe, vă face o chestie foarte, 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 foarte simplă, alfabetic, dar cum sunt toți care să ne complicăm în niciun fel. Facem așa, deci echipa 1, Alexandra Belciu, Alice, bănesc că este Alice Șuiu, Andrei David, aveți prima echipă, da? Hai să văd dacă ne notez aici, să spunem echipa 1, o să sunteți aici repede, Alexandra, Alice și Andrei David, echipa 1. Echipa 2 o să fie Antoniu, dar nostru, Carina Deaconu, Cosmin Maria și Cristi Condruz. Echipa 3 o să fie Cristi Crețan, Edi Duina, Cristi Vigelie, Eusebiu, Gabi Mocanu și Ianis. Ianis, ce nume de familie ai? Îți scrie pe cea, te rugăm, doar că să știm. Echipa 4, Cristi, nu. O să fie data viitoare în echipă cu Ianis. Echipele nu sunt stabile. La fiecare, în fiecare ședință o să fie altă echipă. Deci nu e nici fel de problemă. Mâine sau joi o să fie altă echipă. Așa, echipa 4 o să fie... Cine avem? Iosif. Imediat. Așa, Iuliana și Ivan Octavian. Așa, echipa 5, Cain Andrei Vigora și o să fie cu Marius Vlad și cu Mihnea. Mihnea, care Mihnea este? Deci, numele de familie te rugăm să scrii și tu, nu poți să scrii aici, nu poți să lași username, așa nu e problemă. Mihnea Petrescu, perfect. Așa, echipa 6, Nicoleta Ialama, ce-a făcut aici? Așa, Nicoleta... Perfect. Raul și Ștefanelul. Ok. Ștefan, cine este aici? Să nu fie cineva din echipa noastră. Nu cred că nu știu Ștefan. Ștefan Dascăl. Ok. Așa, mai avem Vlad Năstase și Vlad Chicos sau Chicoș. Nu mai știu, este cu S sau cu Ș. Chicoș, perfect. Așa, Vlad, asta este Vlad Chicoș. Aveți două variante. Voi spuneți cum. Faceți echipă doar voi doi sau vă adăugăm la echipă existentă? Cum preferați? Voi doi? Perfect. Ok, atunci avem echipa 7, formată din Vlad Năstase și Vlad Chicoș. Asta este echipele doar pentru astăzi, data viitoare și alte echipe și o să poată și Cristi Condruz în sfârșit să fie cu Ianis în echipă, cum își dorește de când era mic. Așa, Vlad Năstase. Perfect. Asta este echipele cu care veți lucra.
cum, acum cum doriți voi, vă creați un canal particular de chat, cum doriți voi, e treaba voastră să vă să lucrați aici. Probabil că o să terminați challenge-urile, ele sunt mai multicele, dar sunt simpluțe, probabil că într-o oră, o oră jumate, dar cred că după o sută mai mult timp doar să vedem fiecare echipă prezintă unul sau două challenge-uri, ca să ne acomodăm unii cu alții, să-și explicăm fiecare ce a găsit. Încă o dată, e o chestie de comunitate. Aici nu suntem noi, venim noi aici cu marea cunoaștere și trebuie să aflați noi de la noi, de la aceștia actuali ai cunoașterii, învățăm de la alții. Deci după ce veți face un challenge sau mai multe challenge-uri, le veți prezenta apoi fiecare, uite cum am făcut eu către celelalte echipe. O să luăm cumva poate echipele în ordine și echipa 1 prezintă ceva, echipa 2 altceva și mai departe. Bun, și începând de joi vom schimba echipele. Bun, haideți să trecem la... stați un pic să văd, vreau să întâlnească dacă am eu vreun mesaj administrativ pe care, la care să mă uit, o să fac un pic close la share screen și revin. Ok, am clarificat ce era de făcut acolo, tot este în regulă, imediat. Așa, revin cu share screen-ul. Așa. Bun, hai să trecem la partea pentru astăzi și anume să ne uităm peste slide-ul de prezentări de azi. Să facem și prezent. Bun, eu acum nu am... Mai dau un alt tab din când în când, mai vreau să fac un pic de pauze, să-mi spuneți voi, vă rog, în orice moment, dacă aveți întrebări, le puneți aici, eu voi mai da din când în când câte un alt tab să văd cum arată lucrurile și vedeți voi apoi, mai uit dacă aveți întrebări. Altfel, dacă aveți nevoie, puteți inclusiv să deschideți microfonul, să puneți o întrebare dacă o să fie cazul de ceva live. Ok, astea fiind spuse, hai să intrăm în... sesiunea de astăzi, sesiunea de joi sunt sesiuni de web basics și de ce înseamnă browserul, cum îl folosim. E important pentru ce facem noi aici să înțelegem foarte bine cumva subteranele. Dacă, de exemplu, la o sesiune de exploiting ne interesează cum funcționează poate sistemul de operare, cum rulează aplicațiile, ce înseamnă limbaj de asamblare, ce este un executabil, aici ne preocupăm de câteva elemente foarte importante ale web-ului, care înseamnă parte de client, parte de server și interacțiunea între cele două. Înainte de toate să ne amintim de ce e relevant pentru noi să știm de web, să știm de web security. Probabil cel mai important lucru este ce se cheamă în engleză ubiquitous. Practic, în momentul de față, cam multe dintre interacțiunile care le facem noi în internet sunt cu ajutorul web-ului. Că este vorba de Facebook, că este vorba de YouTube, că este vorba de orice fel de video streaming, care e cel mai consumator ultime de bandă actualmente, toate comunicația se face prin web. Ce înțelegem? Asta e o întrebare, puteți răspunde ori în text, ori cu voce. Ce înțelegem prin web? Mă mai auziți? Puteți răspunde ori în scris, ori cu voce. Nu te-ai auzit, da, nici eu nu te-am auzit. Ok, resurse, bun. Dar ce dă noțiunea web? Ok, web-ul conține resurse foarte... De ce se cheamă web? Mă, stai că avem noi o problemă, ceva, înseamnă cum v-auziți voi? Nu, e la web problema. Ok. Andrei, tu ia, se vrea să că Andrei, David, vorbim, spune tu ceva dacă te auzi. Mă aud? Da, e bine, ok. Deci înseamnă că poate a fost de la ei. În regulă.
Bun. A zis aici Ștefan, dați rețele de rețele calculatoare interconectată, foarte bine. Și aici, aici Iosif, ceva foarte important, o rețele calculatoare care funcționează prin HTTP. Noțiunea de web în esență înseamnă o rețea, o rețea de resurse. Da? Deci lucrurile sunt interconectate și e foarte bine ce a zis Iosif, faptul că ele comunică prin HTTP. Ăsta este protocolul care la bază permite funcționarea web-ului. Ai niște resurse și apoi folosind HTTP ajungi la acele resurse. În mod tipic, clientul solicită resursele, iar un server web, un server HTTP, cere resursele. Un client web sau un client HTTP sau un browser, e la care le va cere. De ce a ajuns să fie web-ul atât de întâlnit, atât de răspândit, atât de popular? Care e avantajul web-ului? Ok, e foarte accesibil, da. Dar așa, de exemplu, și cu folosind FTP am putea să accesăm și folosind SSH. Ce face web-ul și HTTP-ul particular pentru a fi atât de răspândit? Ce particularități are? Are ceva punctual care îl face, băi, uite, web-ul ăsta este nebunie cu el, de-aia îl folosim. Interfața cu utilizatorul, ok, e o variantă, da. Dar cumva ce se întâmplă aici este că gândiți-vă că la începutul internetului nu exista web. Deci nu confundați cele două lucruri. Internetul este doar o rețea de sisteme interconectate, pe când web-ul e cea pe deasupra lui. Web-ul a venit pe... Deja internetul exista, existau FTP, deci mail-ul a apărut înaintea web-ului. Web-ul a apărut abia după aceea. Ce a venit web-ul? A venit cu o chestie foarte interesantă. A definit informațiile din internet ca fiind resurse. Și atunci el a venit link-urile. Foarte bine. Ok. Nu, avem o chestie... Bine, browser este un client până la urmă. Dar avem aceste link-uri, într-adevăr, este și clientul care putem să le legăm. Și cel mai important lucru este protocolul în sine. Protocolul a permis chestia asta. Și să o întreb o chestie. Din ce știți voi, ce particularitate are HTTP care l-a făcut atât de accesibil, de utilizabil, față de, să spunem, de exemplu, FTP? E text, foarte bine, deci este plain text, foarte bine chestia asta, într-adevăr. Altceva? UI sau user interface nu ține neapărat de web în sine, adică ține cumva de HTML, foarte de HTTP. HTTP-ul ce particularități are care îl face atât de accesibil, atât de utilizabil, atât de prezent, să spunem? Și într-adevăr a zis Cosmin că este text, o chestie foarte bună. Altceva ce ar mai fi? Hai să întreb o chestie. Dacă eu, de exemplu, vreau să accesez o resursă din internet folosind FTP, în mod normal, de ce am nevoie? În mod normal. Nu e totdeauna. Prin FTP. Un client, evident, da? Dar un client web am nevoie și de un client web și de un client HTTP. Altceva mai gândiți? De ce mai am nevoie pentru FTP? A, foarte bine. Adresa oricum ai nevoie tot timpul, dar ai nevoie de credențiale. În mod normal, ai nevoie să te autentifici. Ai nevoie să, cum este cazul și SSH-ului. E o formă de autenticare, nu poți intre oricine oricum acolo. Pe când web-ul, ce înseamnă Google? Ce face Google? Google face crawlere. Informația... Și acum, asta e următoarea chestie ce ai să și Cristi, că este stateless. Deci hai să facem un fel de sumat. 1. Avem resurse accesibile prin link-uri. Da? Sunt legate între ele. Deci link-urile înseamnă că resursele sunt interconectate. Nu mai interconectez rețele ci interconectez, sau sisteme, ci interconectez resurse. Ăsta a fost un prim pas.
Încă acum, orice fel de informații, imagine, film, bază de date, numele cuiva, o parolă, o postare pe Facebook, e de fapt o resursă. Și acum astea sunt legate. Ăsta e un prim pas. Al doilea pas este că e un protocol simplu, acces rapid, fără autentificare. Înțeleg că din acest motiv au apărut crawlere, au apărut search engine-uri. Ce fac chestiile astea? Intră de pe link pe link și parcurg informațiile, reușind în felul acesta să obțină tot ce au nevoie, fără autentificare, fără altceva. Și apoi, într-adevăr, avem faptul că este HTTP, este un protocol text, adică este foarte simplu de implementat, nimic complicat acolo, oricine poate să-l facă. Și, cum a zis Cristi, HTTP este stateless. Ce este un crawler? Un crawler este un program care îți intră pe un site și apoi parcurge acea pagină, acea resursă, să-i spunem, extrage acea resursă alte link-uri care sunt referințe către alte resurse și apoi de la ălea ajunge la alte resurse și tot așa și tot așa și tot așa. Ca să vă arăt o chestie, eu de exemplu, am pierdut la flag-uri aici pe Twitch o grămadă. Trebuie să mă am grijă la astea. Hai să văd, de exemplu, eu când, nu aici, orar SMS today. Uitați cum iau toate orarele, apropo de crawler. Eu orarele am folosit în comanda asta vget. Comanda asta vget ce face, are aceste, asta cred că e undeva de hierarchy, și se apucă și parcurge toate linkurile din pagina asta. Dacă deschid pagina asta, este, aici sunt, vezi că sunt tot felul de linkuri. Și ăsta ce face, asta este un simplu crawler. Când dau comanda asta, îmi crawlează toate orarele de la distanță. Inclusiv fișierul robots.txt, care probabil că este undeva pe site. Deci ăsta, acest script, este un simplu, este un mic crawler. Da, ce înseamnă că le sunt interconectate? Înseamnă că eu o resursă, am referință către alte resurse. Concret, în asta pagina de aici este pagina index.html, nu este o fi index.php, în fine, e o pagină, nu știu care este de aici, nu e niciun fel de pagină, este generată automat. Pagina este generată automat, asta este o resursă, dar este listing-ul acestui director. E făcut automat. Resursa asta este o altă resursă. Da? Această resursă are acest identificator. Ăsta este URL-ul ei. acs.bro.pop/sem2. Ăsta este o resursă și ăsta este adresa, este URL-ul ei. Această resursă are în cadrul conținutului ei, dacă uităm la codul sursă, în cadrul conținutului ei are referințe către alte resurse. Către orar 1A, orar 1AB, AC, orar 3C și așa mai departe. Astea sunt link-uri către alte resurse. Asta este o altă resursă. Resursele sunt legate între ele. href înseamnă hyper reference, este o referință. Este o referință către altă resursă. Și în general, dacă intrăm în orice fel de pagină din internet, de exemplu, dacă intru în pagina de la Security Summer School, dacă uit în codul sursă, asta are o mulțime de href-uri, de hyper reference-uri către alte resurse. Ăsta este web-ul. O colecție de resurse interconectate prin aceste link-uri. Am răspuns la întrebare, Cristi, este clar? Super! Cu mare plăcere, încă orice vă întrebare, puneți. Ați vrea cumva să ai parte web-ul HTTP-ul, ca după când intrăm în securitate să fie clar la ce ne referim. Că și partea, mi se pare că mulți oameni fac partea cu security cumva așa mecanic, pentru că am văzut undeva că este un SQL injection undeva, dar nu înțeleg cu adevărat subteranul. Și vreau să ne fie foarte clar subteranul nostru, ce înseamnă web, ce înseamnă URL, ce înseamnă HTTP, ce înseamnă HTML, ce este browserul, ce este DOM, ce este un cookie, ca după aceea când facem chestii securitate, noi să le facem cumva așa, să spunem, ofensive, vrem să găsim glitch-uri, vrem să găsim un exploit, în special să facem treaba asta, că să știm cum este bine să dezvoltăm, să configurăm și să analizăm, poate ca un fel de
Ethical Hacker Penetration Tester, aplicațiile web. Bun. Am revenit la partea de aici, am zis că web-ul are aceste lucruri, este resurse prin link-uri accesibile, interconectate, că este simplu, nu are autentificare, se pot face ușor apoi crawlere, search engine în treaba asta. Protocolul este un protocol foarte simplu, iar protocolul HTTP este un protocol stateless. Acum, faptul că protocolul este stateless, se mai cheamă, că, nici cum să-i spun, cred că într-un timpul aveam că se chema nu are o conexiune, este mixed blessing. E și bine, e și rău. Hai să luăm în primul rând ce înseamnă că HTTP este un protocol stateless. De exemplu, FTP e un protocol stateful. Ce înseamnă că un protocol este stateless? Ce înseamnă că este stateful? Scrie pe chat oricând, oricât, că după aia o să clarificăm. Nu, cred că ai venit de la mine probleme. Eu mai am de când probleme cu internetul meu. Îmi pare rău. O să am o vedere data viitoare să-l pun pe un cablu sau ceva. Iertare. Dacă apar mari lipsuri, îmi spuneți. Deci revenim la întrebarea ce înseamnă că este stateless, ce înseamnă că este stateful. Ok, deci ai zis Gabi că nu se rețin starea de server, foarte bine. Ok. Chiar la stateful? Mm-hmm. Ok. Deci cumva se menține o conexiune. De ce este relevant din punctul de vedere al popularității sale și al crawlerilor și tuturor acestor lucruri faptul că HTTP-ul este stateless? Și a fost o decizie de design bună pentru chestia asta. După asta care este și problema faptul că este HTTP-ul stateless. De ce este o chestie bună că este stateless HTTP-ul? Pentru accesul liber și imediat la pagina. Ok. Să fii mai că practic ce faci? Faci request, response, gata, s-a încheiat conexiunea. Mai vrei ceva? Request, response, s-a încheiat conexiunea. Practic nu mai este nevoie să menții ceva activ, după aceea să vezi ceva. E o chestie foarte simplă, du-te, vino și aia este tot. Care este problema când ai un protocol stateless? Exact, foarte bine, Cristi. Care e problema când e un protocol stateless? Aha. Deci tu când vrei să faci, adică ce s-ar chema o sesiune, să fie autentificat, tu te-ai autentificat, intri acolo și acum ok, ești autentificat. Dar după aia s-a încheiat conexiunea. A doua oară trebuia să certifici cum faci chestia asta. Și pentru asta ai nevoie de crearea cumva unei chestii de sesiune și ai nevoie ca un fel de informație de persistență să fie comună și clientului și serverului. Și asta cumva ai nevoie de niște jonglerii pe care să le faci, să vă spun despre sesiuni la un moment dat, și de acolo lucrurile pot să aibă și efecte negative, pentru că acele sesiuni, să apară cookie-uri, pot fi furate, devine mai problematică situația. Dar în esență avantajul este că face conexiuni mici, rapide, informații după atât s-a rezolvat, nu ți-a încărcat serverul, ți-a luat resurse mai departe, însă
dacă n-ai conexiunea asta activă, e dificil să menții sesiuni, de exemplu, cum ar fi cele cu autentificare. Și în ziua de azi, în care mai parte din timp ești autentificat, vă dați seama că aceste lucruri rămân acolo. Am o întrebare, apropo de chestia, de după aia să trecem mai departe. De ce, de exemplu, eu, dacă închid browserul meu și după aceea îl deschid și intru din nou pe Facebook sau pe YouTube sau pe Gmail, în continuare sunt autentificat acolo? Adică aș vrea să înțeleg cumva când browserul este, dar când e închis, cum de se menține informația asta? Care este faza? Ce se întâmplă? Cookie-urile au valabilitate anume. Poate fi de câteva minute, ore sau zile. Exact. Deci, ai aceste cookie-uri, noi despre cookie-uri mâine, nu intrăm azi, păi mine. Și alea, există un storage local al browserului în care tu poți vedea informațiile astea. O să vedem că inclusiv niște challenge au niște lucruri de genul ăsta, le putem analiza atunci. Deci există niște informații de persistență care rămân, cum să spun, persistente undeva persistent. Adică nu rămân doar în memoria browserului, ci rămân undeva persistent, astfel că la repornirea lui pot să apară acolo. După un timp, ăstea, să zicem, expiră și dacă tu, de exemplu, rămâi neautentificat pentru multă vreme, după aceea va trebui să te reautentifici pe pagina respectivă. Bun. Cred vrea să spun Eusebiu ceva și după aceea mai departe. Da, într-un storage, nu știu cum se cheamă, da, dacă se cheamă locul, nu știu detaliile interne, e bine ce a zis Eusebiu, nu există acest local storage, cred că există undeva o zonă de persistență, nu știu cum se cheamă. Deci Antonio spune că este la sesiunea 2, o să iau multe informații acolo, nu știu nicio pe din afară. Bun, revenim la partea de securitate, să intrăm în prezentarea noastră, asta l-am dedicat. Era deschis aici. Bun. Din motivul acestei prezențe foarte mare a web-ului, evident, când ai o plajă de folosire atât de mare, înseamnă că ai și o plajă de atac foarte mare. Attack surface. O suprafață de atac foarte mare, care pentru noi acum devine întregul web. Întotdeauna, ca mod de a privi securitatea, trebuie să te uiți la care este modul în care un atacator poate intra într-un sistem. Dacă, de exemplu, ai o aplicație care merge doar pe local, modul în care acea aplicație poate fi abuzată e de pe sistemul local. Când ai creat aplicația la internet, deja modul poate prin internet ajunge cineva la ea. Când ai creat și interfață web, tu practic ce mai deschis larg porțile și atacatorilor. Orice fel de utilizator devine un potențial atacator. Și accesibilitatea resurselor tale prin web înseamnă și deschidere foarte mare pentru atacatori. Dacă, de exemplu, decizi ca bancă, asta e o chestie destul de critică, ca orice altă instituție să creezi o interfață web către utilizatori, ai deschis foarte larg plaja pentru posibili atacatori. Dacă n-ai făcut treaba asta, n-ai avut problema respectivă. Pe de altă parte, e cumva un fel de cursă continuă între utilizabilitate, accesibilitate pentru tot felul de resurse. Acum lumea asta, vă dați seama, lumea noastră în care avem chestiile de online sunt esențiale și nu-ți poți permite ca organizație, ca firmă, ca stat ce-o fi, să n-ai chestiile puse undeva online pe web. Dar odată ce le pui acolo, deja deschizi foarte larg plaja de acces la resursele tale tuturor oamenilor și bineintenționați utilizatori sau poate utilizatori inconștienți care dau click pe ce nu trebuie pe acolo și către atacatori care pot să exploateze aplicația ta. Aici poți să ai o grămadă de... Ăsta se cheamă modelul de atacator, adversarial model. O grămadă de oameni care pot urmări să dea în cap aplicațiilor tale web, site-urilor tale. Și poți de la agenții puternice, entități statale, sau poți să iei utilizatori simpli, cu cunoștințe precare, care vor să joace cu ceva, vor să dă chestia asta. Țin minte, acum ceva timp, exista un site, cred că nu mai știu pe unde era, și pur și simplu trebuia să pui doar o steluță în celula de căutare,
dai enter și îți făcea un fel de mini dump la bază. Deci era efectiv prost făcut site-ul și cineva chiar fără intenție, dacă punea doar o steluță acolo, pățea chestia asta. Deci era o chestie care nu se spune, era nivelul 0 în care era un script kiddie. Cineva care din greșeală pune o steluță acolo, era atât de prost făcut acel site încât prin acea steluță îți făcea un mini dump la bază date. Făcea ceva, nu știu, vei care sunt tabele din bază date sau ceva în genul ăsta. În partea nasoală, să spunem toată treaba asta, este că acum, pentru că multe instituții, organizații, în special potențial financiar, sunt expuse, apar astfel de atacuri. Dacă stai cu mulți oameni din zona de securitate, în general băncile sunt printre cei mai importanți clienți pentru a își securiza aplicații, este tot ce înseamnă. În particular, chiar în ultima perioadă am lucrat într-un proiect legat de protocoale de online payment, încărată cum anume folosind servicii de transfer de plăți online, pot să apară abuzuri, în sens că se pot fura bani și câte și mai câte. Există o companie, vă arăt un pic pe site, apropo de treaba asta și cum arată partea financiară, se cheamă Juniper Research. Juniper Research Online Payment, ceva nu se fac așa este, dar ăsta este Online Payments. Dacă veți căuta asta pe internet, veți găsi o analiză a acestei. Ăsta e o companie care face un fel de analiză de prognoză și spune cum văd ei că în viitor modurile de online payment vor afecta securitatea, încrederea de bani. Și se apare undeva, cred că undeva la 200 de milioane sau 200 de miliarde de dolari se vor pierde în 2024 pe online payment fraud. Deci orice deschidere aduce chestia asta și pe lângă, să spunem, partea interesantă de mamă ce mișto a spart pe cineva, cel mai important gain al căutată sunt bani. Deci de acolo poți să obții foarte ușor, ușor bani. Ce se întâmplă că în față aplicațiile web sunt cumva peste tot și oricine spune ce faci tu acum, am făcut un site web. Se întâmplă asta prin liceu, se întâmplă asta prin orice chestii low level, orice fel de entry level jobs. Și problema este că mulți oameni nu controlează foarte bine subiectele, nu înțeleg arhitectura din spate, arhitectura internetului, arhitectura web-ului și apar implementări defectuoase, noi forme de exploiting, e o lume perpetuă. Încă nu sunt lucrurile atât de așezate încât să fie foarte clar pentru oricine care sunt problemele. Și ai probleme de implementare, e cod de la altceva, poate îl configurezi necorespunzător, sunt N niveluri în care lucrurile pot să nu mai au cum trebuie. Ca niște cuvinte cheie pe care bine să le aveți în vedere, rețineți că există ce se cheamă atacuri de tipul Zero Day. Asta știe cineva ce înseamnă un Zero Day? O să spun și ție, Cristi, la întrebare. Deci, foarte bine, Ștefan. E un exploit găsit recent. Cineva abia acum la găsire, nu înseamnă că e, cum să spun, poate nu ai spus așa cineva, acum este dat cumva public. Deci un zero day este ceva care, pentru care încă nu este o soluție. Da? Deci încă nu ai o soluție pentru acele zero day. Exact cum a zis și Cain, e o momentă încă nu are un patch. Da? Până când va fi patch-ul, după aceea ăla o să apar mai adăcolo. Deci e o chestie nouă apărută. Alea sunt zero day. Și întotdeauna este foarte interesant. Bă, când apare un zero day, lumea intră în criză, că dacă înseamnă că încă sistemele lor sau aplicațiile, e posibil să fie vulnerabil. Ceva similar este KVE. KVE, Common Vulnerability and Exposure, este descrierea unei astfel de probleme de securitate. Ăsta este un KVE. Spune cineva, am submis un KVE, înseamnă că este cineva care a găsit o problemă și acum are și un fel de proof of concept în care spune cum acea problemă poate fi exploatată. Mai există încă ceva. Recomand să aveți în vedere și chestia asta. Se cheamă KWE.
KWE înseamnă Common Weaknesses. E o chestie foarte bună de știut, care sunt slăbiciuni, posibile surse de probleme în aplicațiile voastre pe care să le rezolvați. KVE-ul e de fie unei probleme care există și e exploatabilă și cauzează pagube. CWE-ul e descrierea unei slăbiciuni în implementare, e bine să scapi de ea, pentru că e posibil ca pe baza ei să se întâmple un exploit, să apară o problemă. Referitor la întrebarea lui Cristi, Cristi a întrebat, nu am deschis posibilitatea de atacare doar a serverului. Dacă folosesc un server doar pentru prezentare, resursele critice sunt safe. Acum este următoarea chestie. Hai să definim un pic ce înseamnă o aplicație web. Ce diferă o aplicație, în sensul, să zicem, mai conservator al cuvântului, de o aplicație web? Sau ce înseamnă o aplicație web? În primul rând, avem cumva un fel de schemă de la modul, avem să spunem user, application. Și ce vine aici după user application? Ok. E bine ce spui, Cristi. Deci, cumva o aplicație web îți expune interfața cu utilizatorul, este prin intermediul web-ului. Este prin intermediul HTTP și printr-o interfață web. Tot ce prin intermediul browserului. Ce rol are o aplicație pentru utilizator? Ce face o aplicație? De ce folosim aplicații în general? Pentru a facilita comunicarea poate fi o variantă. Așa, ce avem așa? Avem informații, comunicare, prelucrare, stocare sau care e opusul stocării, recuperare de informații sau, în termen mai larg, cum a zis Marius, oferă un serviciu. Deci oferă o interfață și după aia în spate asta îți oferă prin acel serviciu informații, comunicare, pe care ce vreți voi. O aplicație locală oferă informații, servicii locale. O aplicație web este un fel de portal către un spațiu foarte larg de servicii, informații, resurse aflate în internet. Poate, într-adevăr, să aibă fără să aibă lift. Ce tu spui, Cristi, e chestie foarte bună, numai că una este o aplicație locală, alta este o aplicație care este bazată pe un server web, că acel server web comunică totuși pe un alt sistem. E pe un alt sistem cu alte aplicații. Deci e o nouă plajă de atac. Într-adevăr, compromis sistemul, compromis serverul. Dacă însă acel server, după aia, poate mai departe, se compromite alte aplicații. Deci e cumva un fel de, orice fel de atac, numit și al vector de atac, vine în pași. Prima oară tu compromiți o aplicație, după aia compromiți un sistem, după aia compromiți o rețea și așa mai departe. E vorba că dacă tu ai acces prin intermediul web la o aplicație, la un server, de acolo poți să pui după aia, ăla este capul de pod pentru alte vulnerabilități. Da, exact. Deci ai o perioadă de mărită și după aia safi cumva în continuare. La asta mă referam. Nu înseamnă că ai corupt tot internetul sau tot sistemul, dar ai o plajă de atac. Evident că ideal ar fi să izolezi acel server cât mai bine, ca dacă ceva pică, să pice și el, să pice doar ăla. Sau și mai bine, dacă ai o aplicație web, cumva să o izolezi pe aia, ca dacă aia pică să pice aia, să nu pice serverul. Dar lucrurile sunt mai complicate. Dar, exact, aici și Cristi sunt tot felul de conexiuni în arhitectura aplicației și de acolo mai departe. Deci, cumva tu ai așa, user, care ăsta folosește un browser, care, fac o mică diagramă, care browserul folosește internet, care ăsta merge pe HTTP, care ajunge cumva la, hai să spunem, la aplicație web, care în general se bază pe ajutorul, se bază pe un framework, care este gestionat de un server web, care după aceea poate interfața cu alte servere și alte resurse. Și acum unde se întâmplă problema, cum leagă între ele, deja aici plaja de bun. Hai să revenim să mai zic chestii un pic mai concrete, ca să, oricum eu vorbesc destul de mult, să nu urmă așa prea departe. Da, asta e o chestie foarte bună. Ce înseamnă o pagină statică sau o pagină dinamică? Ce înseamnă o aplicație dinamică?
spune asta este o pagină statică, asta este o pagină dinamică. Care nu se schimbă și rămâne la fel, ok. Iar aia dinamică, cine o schimbă pe aia dinamică? Nu e neapărat și ok, deci Cosmin trebuie să o chestie interesantă, ideea că o pagină care se modifică la aia de obicei are niște locale care o pot modifica. Noi când vorbim de o pagină statică sau o pagină dinamică, înseamnă că tu când o accesezi, e într-un fel, dar altă tot după aia că depinde cine o accesează, când o accesează, cumva îi se schimbă ei conținutul. Dacă vrei, la același URL, fiecare obține altceva. La aceeași referință, fiecare obține altceva. Exact. De exemplu, ia spuneți-mi, pagina, hai să văd o chestie, pagina asta este o pagină statică sau dinamică? Statică. Bun. Și acum următoarea chestie. Pagina asta este statică sau dinamică? Tot statică. Nu chiar. Depinde ce înțelegem prin chestia asta. Spun că pagina asta, de exemplu, este generată, că ăsta este un, este un preprocesor PHP. Asta e informația de undeva și generarea este cumva făcută dinamic. Cumva putem spune că este o pagină statică generată dinamic. Deci depinde de cum privim lucrurile. Da? În general, asta este pagina asta de mai devreme, este o pagină cert statică, că nu îmi spune că pe nicăieri. Partea asta însă ne este generată prin intermediul unui engine de preprocesare, că ăla este Ruby, PHP, Python, whatever, dar cumva generarea ține cont de anumite informații și poate să difere de la caz la caz. În particular, aici, apare Răzvan Deaconescu. Dacă o să intre altcineva, va avea altă formă. Da? Deci există, dacă vreți, un fel de template acestei pagini și după aceea folosim tot felul de alte resurse, ăla poate fi modificat. Acum am o întrebare. Care este avantajul părților sau resurselor statice, care e avantajul celor dinamice? Cele statice se încarcă repede, sunt rapide, iar cele dinamice sunt personalizate. Sunt flexibile, personalizate. Și care este cea mai sigură între cele două? Dinamică. Explică? Pentru că are... Fiind unică pentru fiecare sesiune, este mai dificil, ar spune, de găsit vulnerabilități. Într-adevăr, există template-urile acelea care deschid anumite portițe, dar în final mă gândesc că este mai greu de găsit vulnerabilități în ea. Păi, înțeleg, dar ideea că aia statică e... Înțeleg ce zici cumva, dar ideea că la aia statică, aia e, cum să spun, ai găsit ceva, o repara ai tot pe care. E cu diverse forme la fiecare rulare, tu nu ai cum să validezi că este cumva perfect sigură, știi? Aia se întâmplă și cumva aia dinamică, pe lângă că nu poți să știi ce formă are și ce anume verifici din ea, mai are și problema că undeva în spatele ei se face o prelucrare, deci ea mai are încă o componentă care îi face processing, ca din acel template să rezulte forma finală. Deci cumva are și o probabilitate de atac mai mare. Aia statică este pusă static acolo și așa funcționează. De asta acum a apărut ideea să avem când te pagini statice ca securitate, că măcar ălea sunt acolo, resursa este statică, am validat-o, n-are nimic dubios prin ea, aia e tot. Pe când că este dinamică, e greu să validezi, bă, e bună, nu e. Dacă vine altul, ce pune pe acolo, ce generează celălalt. Când e dinamică, plaja ei de, cum să spun, de explorare, coverage-ul, dacă vrei, sau flow-ul aplicației este unul mult mai larg. Și de asta este acolo. Și Cristi, și Gabi, și Carina au zis altă. Deci aia asta, într-adevăr, este una care e mai safe. Și în mod normal, că vrei, dacă ești super panicat pe safety, îți faci un single static website, fără nicio alte probleme, fără baze de date, fără preprocesoare de text, generezi pagina undeva și it just works. Aia este tot. Da? De aia, de exemplu, acum sunt engine-uri recente
în care, de exemplu, știu de Jekyll, de exemplu, sau există și altele, în care ți se ia o resursă undeva și după aia de acolo ăla generează HTML. HTML simplu, fără nimic altceva, aia este tot. Deci, în general, pagine să spunem, stat ce îți conțin în linii mari cod HTML. Am înțeles, mulțumesc. Bun. Ce mai pe aici, că este interesant. Așa, întotdeauna asta e valid pentru de aplicație, dar web, inputul utilizatorului este critic. Deci ce este problematic la web este că ai foarte mult input. Ia spuneți-vă, ai o aplicație web. Care sunt sursele de input la acea aplicație? De exemplu, o aplicație locală, cel input este standard input. Dar care sunt inputurile într-o aplicație web? Metodele crud. Asta nu se referă la base de date. Formulare. Foarte bine. Formularele, URL-urile și URL-urile care după cu formularele îți vin și acele variabile. Post. Deci cumva toate lucrurile astea sunt forme. Orice fel de click, orice fel de butonel dai tu acolo, e o nouă formă de input. Orice fel de input este o posibilă intrare a unui atacator. E o suprafață de atac acelei aplicații. Ideea ar fi să ai cât mai puțin input, să ai cât mai puține moduri în care utilizați să facă ceva. Ai pus un form, ai deschis o cale. Ai permis o variabilă în get în URL, ai deschis o cale. Ai permis mai multe URL-uri, ai deschis o nouă cale. Deci cumva e ideal să ai cât mai puține astea de intrări ca să, din punct de vedere securității, ca să dureze, ca să fie cât mai, cât mai sigură, cât mai robustă aplicația asta, să nu permită intrarea mai foarte multor utilizatori să poată să, să aibă entry point-ul, să aibă intrări în aplicația web. Ok, deci cu ajutorul aplicațiilor web poți să intri într-o rețea locală, poți să furi informații. Ai o plajă foarte largă de atacuri posibile, pentru că acum într-o dată tu ai un fel de intrare în cetate. Ai un fel de poartă pe care intră toată lumea, inclusiv potrivi posibili bandiți asasini. Deci cumva această, să spunem, asemănare, o metaforă cu o cetate, în care acum la un moment dat, cetatea când are interfață web, are un fel de poartă larg deschisă, care într-adevăr e supravegheată, dar cât de mult e supravegheată, că ai poți să intre tot felul de oameni, ți se pare că sunt ok, și după aia ăștia vin și îți fac harcea-parcea în cetatea ta, dacă acea cetate nu este bine păzită. Nu ai oameni pe la diverse puncte și în intrare, dar și în parcursul ei. Despre modul client-server știți și voi, de obicei pe, când vorbim de web, portul folosit este portul 80, ăsta este portul expus de serverul web și de acolo, prin intermediul lui, se intră pe, într-o aplicație. Practic, un URL are trei componente. Deci, hai să uităm puțin, de exemplu, într-un browser. Dacă ne uităm la URL-ul ăsta, îmi puteți spune un URL, care sunt cele patru elemente, hai să spunem trei elemente, ce elemente care compun URL-ul? Protocolul, adresa site-ului și adresa resursei. Adresa resursei, foarte bine. Și, în general, adresa site-ului, adresa domeniului, poate să conțină și portul. Portul implicit în web este 80. Iar aici am portul 443 pentru că e securizat. Deci 80 este HTTP, 443 este HTTPS. Ăsta este un URL. Protocolul uzual HTTP, HTTPS, dar și alte protocoale cum sunt LDAP, cum sunt FTP, pot folosi URL-uri, numele sistemului, ori adresa IP, ori DNS și apoi ca către resursă. Așa arată un URL. Și aici clienții își pun URL-uri, după aceea se resursă corespunzătoare. În spate, o aplicație care aduce framework-uri, care la fel cum ai biblioteci, ce este un framework, este și un framework local, că este el Microsoft Foundation Classic, că e biblioteci locale, este un mecanism prin care multe componente sunt deja făcute și tu rămâne să faci doar bucății care lipsesc.
Framework-ul îți oferă suport pentru database, pentru autentificare, pentru session handling. Nu trebuie să faci toate nebunile respective, ăsta sunt deja automat, vii doar cu restul pe lângă. Este exact rolul pe care orice fel de framework local, că este Java Virtual Machine, că este în biblioteci din sistem, ți le oferă. Acestea sunt tot felul de framework care le putem folosi și atenție mare și în folosirea framework-urilor. În primul rând, e o recomandare fundamentală când creați aplicații web, nu mergeți voi pe ideea că sunt mai deștept decât un framework. Framework-urile astea sunt testate și răstestate, luați-le ca atare, folosiți-le, ne facem treaba cu ele și e foarte bine. Șansele sunt mult mai mari să faci o aplicație de la zero și să o dai în bară cu o anumită implementare decât să găsești un glitch existent într-un framework. Așa, această suită de vulnerabilități este afișată periodic de OWASP, OWASP Open Web Application Security Project. E o organizație care are e non-profit, are ca misiune oferirea de informații pentru securizarea web-ului. Și în fiecare, cred că 3 sau 5 ani de zi, nu mai știu pe din afară, publică top 10 vulnerabilități pe care aplicațiile web le-au în... Și astea sunt aici, multe dintre ele le vom referi și noi în cadrul școlii de vară. De fapt, când am început despre organizarea acestui track, ne-am uitat care sunt, cum să le abordăm, care să fie primele, cum le legăm între ele, câte sunt de relevante. Majoritatea le vom discuta și noi pe partea școlii de vară. Vreau să dau atenția asupra uneia dintre ele, anume aceea cu Security Misconfiguration sau cu Broken Access Control. Vreau să spun că multă lume crede, sau bine, impresia mea este că multă lume crede, mai corect formulat așa, că, domnule, dacă eu fac, contează doar dezvoltatorul web să-și facă treaba cum trebuie, nu și ceilalți. Ori sunt șanse foarte bune ca tu, o persoană care instalează, configurează o aplicație web, să o faci neconform, prost, să ai o versiune care nu trebuie și din cauza aia să pice site-ul. Mult probabil că instalează WordPress aiurea, pun configurări alandala, nu securizează cu HTTPS și după aia site-ul ți-a pe ulei, folosește certificate vechi, toate nebunile astea. Deci nu mergem pe ideea că în ce moment de web security ne referim doar la implementare, la oamenii care scriu cod HTML sau PHP sau Python sau Ruby pentru web. Vorbi de întregul ansamblu de lucruri, inclusiv configurarea serverului web, configurarea framework-ului, configurarea aplicațiilor, folosirea corespunzătoare a acestora. Nu e vorba doar de development, doar de dezvoltare. Așa, vulnerabilitățile sunt la nivelul clientului, la nivelul serverului și la nivelul aplicației web. Și am o întrebare aici. Cu ce diferă ideea de Web Application Vulnerability de Server Vulnerability, ca să nu avem confuzie între cele două? Deci ce înseamnă că am o vulnerabilitate pe server, ce înseamnă că o vulnerabilitate pe aplicația web? O vulnerabilitate de server se poate referi și la un port lăsat deschis? De server web. Ok, cred că ziceți bine ca în ceva, dar... Deci spunem, am server web vulnerabil sau am aplicație web vulnerabilă. Afectează clientul, să zicem... Deci spunem așa cum atât lucrurile, încă să ne amintim. Ce avem utilizator, user, avem client... Hai să spunem browser, hai să spunem client web. Așa, avem internet, avem aplicație web, avem framework și avem server. Deci cam așa tot chestia asta. Când ai o problemă în server, înseamnă că implementarea serverului tău, server web sunt Apache, sunt Nginx, are o problemă. E o problemă a serverului, indiferent ce ruzi asupra lui. Pagini statice, nestatice, orice fel de chestie, ăla este vulnerabil. Deci o problemă a serverului. Versiunea este glitchy. Are un, de exemplu, multe servere sunt scrise în cod în C. Sau C++,
au probleme acolo la nivelul implementării serverului. Deasupra serverului, cu ajutorul unui framework, noi punem o aplicație web scrisă în PHP, în Python, în Ruby, depinde de ce și aia de asemenea poate fi o vulnerabilitate. Și acum asta are sens că ce a zis Cain, că e cumva similar care ai o aplicație vulnerabilă sau ai sistemul de operare vulnerabil. Bine, nu e la nivelul ăsta, că deși și sistemul web este pe un sistem de operare, dar alea sunt două chestiuni diferite. Da. Nu, știu, SSSv7 este cel mai... Da? Deci dețineți treaba asta, dar să fie într-un sistem, beleaua cu aplicați, cu web-ul, e că devine un sistem foarte complex. Poți să ai vulnerabilități pe client, JavaScript, o sens de cross-site scripting, poți să ai vulnerabilități în aplicația web, poți să ai vulnerabilități pe server web. Deci cumva și plaja de vulnerabilități este destul de largă. Trebuie să ai în vedere cam ce erori pot să apară unde. Tu poți să faci clientul perfect, aplicația web perfectă, dacă serverul este defect, sistemul este nesigur. Și invers, arată la fel lucrurile. Țineți cont de chestia asta. Adică să aveți în vedere complexitatea sistemului, îți afectează securitatea lui. De browser, știți chestiile astea? De obicei, browserul are în spate se cheamă un rendering engine, un de randare, în care îți ia o resursă, uzual scrisă în HTML, și ți-o afișează, și ți-o interpretează. Pentru chestii, să spunem, dinamice, la nivelul serverului, la nivelul clientului, ai aceste bucăți de cod JavaScript care îți permit astfel de lucruri. Problema cu JavaScript este că e o formă de scripting locală, adică este o formă prin care de obicei scriptul ți-l dă altcineva, ți-l dă serverul și dacă scriptul este o chestie malițioasă și browserul nu este bine protejat, poate să-ți ia informații din browser, cum ar fi cookie-uri, parole, ce mai ai pe acolo stocate prin el. Deci cumva atenție mare la modul în care forme de scripting externe, corpi străini, alieni, da? Virus, ăsta e bine, nu e prea mult spus virus, corpuri străine, cum ar fi scripturi, vin pe în browserul tău și obțin aceste informații. Asta este problema cu JavaScript. Slide-urile le-a făcut Octavian Grigorescu și întreabă ceva. Am să spună că este today, dar scris ca formatul zero day. Deci azi despre ce este vorba, am vorbit despre URL, am vorbit despre browser, am văzut formatul HTTP, vom mai insista scurt pe două subiecte, pe subiectul DOM și pe subiectul isolation frames, ca să după aceea să intrăm în partea de challenging, de challenge-uri. Vreau să facem o chestie scurtă, așa cu un fel de demo cât de scurt pot, ca să intrăm puțin în modul care funcționează web-ul. Și cum să facem chestia asta? Facem următoarea chestie, dacă dăm comanda netcat, de exemplu google.com, pe portul 80, ăsta îmi face o legătură la Google pe portul 80. Dacă dau comanda get slash și îi dau http slash 1.1 și dau de două ori enter, ce face aici? Îmi dă cumva site-ul de la Google, care e atât de complicat. Mi se pare că o chestie simplă, dar nu este. Ca să fie o chestie mai uzuală, hai să facem noi o chestie mai simplă și anume să intrăm pe să dăm security.csp.bro pe portul 80. Să facem același lucru și aici, get slash http slash 1.1. Da? Și observați aici că asta este o pagină foarte simplă, dar ne spune că este bad request, că ne-a trimis un request pe care el nu știa ce este cu el. Dacă, de exemplu, eu o să intru aici pe security.csp.bro din browserul meu, nu spunea că nu știe nimic. Dacă însă, de exemplu, o să intru pe summerschool/wiki, apare ceva. Și atunci, cum să fac chestia asta mai bine, dau următoarea comandă și dau get slash, cum este, să iau URL-ul, resursa asta este, summerschool/wiki. Bun. Și dau http/1.1. Ce estimați că se va întâmpla aici? Hai să vedem, dați, nu vreau să vă iau cu presupun. Ce bănuiți că se va întâmpla? Foarte
Foarte bine. Hai să vedem dacă așa este. Da? Deci, adevăr, nu știu dacă este pe el, el e pe portul 80, nu știu de chestia asta. Ba mai mult, ce se întâmplă că ăsta este pe coala CSP-ul Bro și sunt alte nebunii pe acolo. Deci sunt tot felul de chestii care se pot întâmpla. Browserul face în spate lucrurile astea și după aceea se minte de el. Ce aveți voi aici este răspunsul serverului. Asta conține serverul, ăsta este, totul este HTTP. Ăsta este plain text. În spate, când porniți o aplicație, asta se întâmplă. Dacă, de exemplu, eu aici deschide... n-am instalat, când n-am mai așa, imediat instalez Wireshark acum. Ca să vedem cum arată un transfer de genul ăsta prin internet. Imediat. Am putut să-l instalez, îmi pare rău de chestia asta. Ne putem uita ce se întâmplă în cazul unui transfer web, cum atât pachetele pe care le putem captura. Așa. Stați un pic. Trebuie să ai userul în grupul Wireshark. Ai, da, te că puneți cu sudo. Dacă nu te prinzi, încerc cu sudo. Așa, și eu sunt pe interfața Wi-Fi, care este... Asta, perfect. Așa. Și hai să ne uităm să fie HTTP. Dar nu vreau să fie HTTP 2, vreau să fie HTTP simplu. HTTPS. Dar nu mai știu pe din afară. Îmi pare urmă și sintaxă, vreau să vedem o chestie mai simplă. Îți dau un refresh dacă poți capturez chestia asta. Dacă nu, îmi cer scuze, nu mai țin minte pe din afară care erau... mamă, da. Azi puțin TCP. Cred că e suficient dacă scrii HTTP Enter fără 2. Da? Da, dar doar, o să arate doar HTTP. Nu știu, păi HTTP. Da, aia e beleaua că... Azi dacă, dacă avem vreun site care doar pe HTTP mai știu. A, da, ăsta ale noastre. Dacă o să fie unul pe care folosim noi acum. Uite să de aici. Da, așa. Da, deci ăsta face get. Da, nu stai să deschidem pe aici. Deci ăsta a dat o comandă get. Da? Către... asta este send-ul și asta este receive-ul, da? Stai, destination ăsta l-a trimis și după aia ăsta... Da, nu știu ce s-a întâmplat. Deci ăsta este modul care s-a făcut cerere. Deci ăsta a trimis aici și aici. Eu de aici vreau trimiterea către această adresă IP și ăsta este clientul meu. Veți găsi că într-un când faceți, când lucrați cu un... cu un browser, în general, cu HTTP, sunt tot felul de câmpuri, cheie, valori care sunt transmise. De exemplu, user agent este câmpul care identifică tipul de client. Deci este, intuiți de ce este util ca fiecare browser să își trimită user agentul? Pentru că anumite feature-uri nu sunt disponibile pe browsere mai vechi sau unele sunt pentru mobile, unele pentru desktop. Da, exact. Da, te și el merge, amersic message. Adică vrei să ai după aia diverse forme de browsere. Poate unele sunt mai mari, poate unele au niște plăriți anume, lucruri de genul ăsta. Și mai facem ultima chestie. Hai să dăm și un browser de comandă. Dacă dau comanda asta, ai zis că el, hai să luăm tot pe ăla. 141.85.227. 224.118 pe portul 1080. L-am greșit ceva. 8080, mă. Opa. Așa. Se întâmplă la fel în Wireshark. Ăsta e transmis. Se zice user agent este wget. Deci user agent este clientul linia de comandă. Dacă vreau să pot dau inclusiv comanda curl și apare așa ceva. Și ne apare încă un nou mesaj în care user agent este curl versiunea 7.5.8.0.
Dar deci astea sunt mesaje pe care le transmite clientul. Observați că este mult mai mic, deci undeva este dimensiunea mesajului. Deci ăsta are lungimea 83, ăsta are 146, browser are 476. Deci un browser normal va trimite mai multe informații, un browser în sensul de browser în format web. Și o să că browserul ăsta are și inclusiv o chestie, are o sesiune de PHP, nu vă spun cum am adus-o, că e partea unui challenge, în care s-a făcut o sesiune și a rămas lui în browser. Da? Deci ăsta este un cookie de sesiune, un session cookie. A fost o sesiune pe care am făcut-o eu și acum acest ID de sesiune a rămas în cadrul browser. Vghetul sau curl-ul nu au chestia asta. Deci ăsta este modul în care funcționează protocolul și muncările le puteți folosi. Rețineți, vă rog, că multă lume merge chestia că faceți. Rețineți interfața asta foarte simplă cu netcat, unde era aici, pentru a interacționa cu aplicații. Rețineți modul în care putem foarte ușor să obținem chestia cu Vget. După cum vă spuneam, inclusiv acest mic crawler pe care l-am făcut aici, este făcut cu Vget. Deci chestii foarte rapide, foarte micuțe, le puteți face de comandă. Nu există neapărat nevoia să avem o interfață grafică. Într-adevăr, este forma uzuală prin care tu accesezi în mod interactiv și vizual resursele internetului, dar pentru use case-uri punctuale te ajută să poți interacționa în mod neinteractiv, să obții acele resurse, cum ar fi poate documente mari, folosind Vget, folosind curl. O chestie care mi se pare mie, de exemplu, foarte drăguță, există, cred că ăsta era icanhasip.com, da, care îți dă adresa ta publică. Deci dacă vrei să afli care adresa, dai comanda curl icanhasip.com, care îți face un request HTTP către site-ul ăsta și îți dă adresa ta ai publică. Poți să faci asta și din browser, dar asta îți mai ușor în linia de comandă. Da, deci pur și simplu linia de comandă, de asta este mai public, foarte simplu de aflat. Bun. Așa. Nu mai în scopul educațional, nu pentru altceva. Stați să vedem ce mai aveam. Da. În sesiunea de astăzi, ca după aceea să trecem la partea între. Ne spune aici despre ce au ne până acum, despre statelessness, despre mod de adresare, despre request-uri, toate informațiile sunt puse în sesiune. O să am rugămintea, până să intrăm în challenge-uri, să uitați puțin peste ele, vedeți că acum atât lucrurile, dacă ați înțeles, să uitați prin ea. Aș mai insista pe două noțiuni. Deci, când dai un request HTTP, îți vin de obicei niște răspunsuri, care au niște coduri. Modul usual, codurile sunt cu 2, le-a scut de succes, dar după mai sunt și alte coduri. Redirectare, erori de client sau erori de server, de exemplu, erori de configurare a serverului. Ăsta se începe cu 5. Așa, despre URL am vorbit, browserul am vorbit cu el. Dom, cine poate da o definiție așa mai simplă? La ce se referă? Document Object Model. Scuze. Nimeni? Bun. Cum ați văzut, cum arată, de exemplu, HTML-ul sau XML-ul? Cum arată un, să spunem, un limbaj sau o descrisă în XML sau în HTML. Cum arată acel cod, acea secvență, acel limbaj? Clar că arată urât, dar arată arborescent, arată imbricat. Ai o serie de resurse care sunt imbricate una în cealaltă. Da? Crezi că vreau să spun Iosif ceva? Tag și aia adevărat, tag și atribute. Dar hai să luăm o pagină. Exemplu, dacă dăm pagina asta, care aparent este de oribilă, dar avem așa. Aici este
HTML, care HTML-ul de la început, mamă cât de mare, băga mea, până la sfârșit. Da? Deci tot ăsta e un document HTML, de la început până la sfârșit. După care ai head, care este de aici, până la sfârșit. Opa, aici scuze. Și după aceea ai body, care de la început până aproape de sfârșit trebuie să fie. Până aici. Deci HTML-ul conține head, conține body, să este tot. Iar după aia fiecare chestie în parte conține alte sub aceste de atribute. Atributele pot să fie, pot să aibă câmpuri, pot să aibă aceste taguri, pot să aibă valori, pot să aibă atribute. Astea sunt într-un format arborescent. Ce îți spune Document Object Model? Îți spune ce anume este permis, cum arată pagina ta, cum arată această arborescență. Care sunt regulile care îți definesc ție pagina, resursa web. Și atenție, e o chestie foarte bună, că ăsta îți poate face inclusiv validări, totul este corespunzător, sau după aceea mai faceți, mai atașează evenimente. De exemplu, poți să ai chestii precum pagini construite dinamic pe baza acestui DOM. Ca să spune că aici se mai pune un nod, aici mai pune un nod, aici mai pune un nod. Ăsta îți dă-ți cumva structura acestuia, pe acest DOM se bazează rendering engine. Și vezi că asta deja devine destul de interesant în momentul în care o să vezi că sunt atacuri, mai ales de tipul denial of service, care ajung să-ți creeze o pagină de web foarte mare, exploatând vulnerabilități pe care acest DOM, triul DOM, ierarhia DOM le are. Asta dată. Și mai vreau să mai spunem ceva legat de, nu de exerciții, de frame-uri. Ce se întâmplă este că din motive și de izolare și de așezare în pagină, tu poți ce se cheamă frame-uri. Da? Adică să ai o componentă, o subsecvență în cadrul codului tău, din cadrul DOM-ului tău, să conțină doar anumite părți. De exemplu, vrei să ai într-un frame să faci embed la o altă pagină sau vrei să faci embed la un video de pe YouTube. Ai frame-ul, ți se spune, în această zonă e ca un fel de mini-page sau un fel de sub-page, un subdocument în care pui tu alte reguli. Deci ai o formă în care alte componente sunt cumva delegi componente, afișarea, rendering-ul, ce se întâmplă în acele puncte. Și înainte să începeți challenge-urile sau cum vreți voi și ca extra challenges, să vă uitați, vă rog, în wiki, aici la frame și la iframe și respectiv la la sandboxing, aveți niște task-uri, niște challenge-uri, care unul vă spună instalați Nginx și după aceea cum rezolvați problema pentru că schimbați index HTML-ul lui ca să arate ca ăsta și apoi uitați și la HTML sandboxing, că ăsta are o chestie similară. Tot așa, că puneți codul acolo. Luați-le pe astea ca un fel de additional challenges. Challenge-urile fundamentale sunt cele de aici, sunt mai multe. Deci aici sunt cele, zicem, 7 inițiale, dar altele sunt aici. Recomandarea mea pentru challenge-uri este, uitați-vă la ele și faceți-le în ce ordine vreți voi. Nu e neapărat să fie pe care o aveți aici. Aici sunt două tipuri functe de două persoane. Aici sunt functe cele două persoane, aici sunt toate la un loc. Deci le puteți face în ce ordine vreți voi, fiecare echipă face ce challenge-ul dorește, se uită peste ele, le rezolvă, submite flag-uri și după aceea periodic, probabil cam când sute de multe echipe au rezolvat un challenge, unii dintre voi vor deschide share screen-ul și vor spune cum l-au făcut. Până atunci, recomandarea mea este să mai petreceți 5 minute, nu mai mult, parcurgând un pic pagina aceasta de descriere a sesiunii curente, uitându-vă peste slide dacă aveți nevoie și încă o dată, orice fel de întrebări le puneți ori cu voce, ori în text, în pe chat. Dacă aveți voi, DTD-ul este document template definition, parcă, sunt corelate cele două. DTD-ul impune reguli pentru DOM. Dar nu mai știu ce vine DTD. Document type definition, nu mai știu puțin la ce vine DTD.
Document type definition, da, ăsta este. Ăsta îți spune constrâng pe ce taguri, ce valori să aibă tagurile din tău. Domnul este cumva structura asta, ăsta TTD-ul vine cu îngrădiri suplimentare pentru intrările, pentru tagurile din Bun, hai să mai stăm un minut dacă aveți voi întrebări. Și dacă nu, după aceea încă o dată vă recomand 5 minute, uitați pe și apoi vă apucați de challenge-uri în expert de mai sus. Faceți voi cum vreți echipele, faceți canale, discutați și periodic vom face prezentări pe cum ați fi între voi, cum ați dezvoltat acele challenge-uri. Întrebări dacă mai aveți. Nu? Atunci eu o să opresc prezentarea. Iuri, da. Nu-i bai. Nici într-o echipă. Păi perfect. Vlad și Vlad. Este în echipă. Că ei oricum erau doar trei. Deci echipa 7 este... nici tu, Andrei, nu ești nicio echipă. Avem pe Vlad Năstase, avem pe Vlad Chicoș și acum l-avem și pe Iuri... Deci voi sunteți echipa 7. Andrei și tu în echipă cu ei. Asta e. Deci Andrei și tu noi 4 persoane în echipa 7. Mai e cineva că nu-i parte niciun fel de echipă? Deci echipa 7 are 4 membri. Bun. Totul lumea este într-o echipă atunci? Bine. Hai, spor la treabă, băgați challenge-uri cât de mult se poate. Și undeva cam la jumătate, vedem cât de mult vă descurcați cu ele, o să facem o mică prezentare, cum a făcut una între echipe, cum a rezolvat unele. Unde sunt destul de simpluțe, nu e mare problemă cu ele, faceți de bine puteți. Și ori de câte ori aveți orice întrebare, întrebați aici, întrebați pe între voi, în contextul chestii de comunitate, dacă avem întrebări toți, rezolvări, idei, sugestii, puneți-le pe chat fără nicio fel de problemă. Ok, mai atât o prin peste wiki și apoi apucați-o de challenge-uri, faceți-vă cont pe platformă dacă nu ați făcut că v-ați zis. Și have fun, ne auzim aici pe chat pentru feedback și apoi pentru prezentările pentru